Uite cum mănânci echilibrat cu un exemplu practic. Înainte de toate, haideți să definim ce înseamnă a mânca echilibrat. Înseamnă să dai corpului tău toți macronutrienții, adică proteine, carbohidrate și grăsimi de care are nevoie, incluzi și micronutrienții ca și vitamine și minerale. Și uite aici un exemplu practic. Eu seara acesta o să fiu pe drum și nu-mi place să mănânc prin aeroporte și din cauza acesta mi-am luat o focaccia pe care am să pun 50 de grame de prosciutto slab în grăsimi, 30 de grame de varză simplă, necondimentată, 20 de grame de brânză pentru gust. Am închis tot și am obținut o cină cu grăsimi bune și carbohidrații complexi, pentru că focaccia este făcută cu făină integrală și are ulei de masline. Apoi am pus proteine în formă de prosciutto, care este bogat în proteine, dar slab în grăsimi, și am pus varză pentru minerale și vitamine. În total am ajuns la aproximativ 320 de kilocalorii cu 20 de grame de proteine. Lasă-mi un comentariu dacă vrei mai multe exemple ca și acesta și ce exemple ai vrea să-ți fac.